deloc exagerat. Episodul de astăzi să fie jmecherie. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod aici pe cel mai șmecher vlog, un episod pe care trebuie să-l fac de multă vreme. Cred că l-am promis acum un an și jumătate în video în care explicam de ce nu investesc eu în Bitcoin. Pot spune prin extensie așa, prin puțin exagerare, că am fost parior profesionist într-o vreme, dar asta poate e subiect de alt video. A trecut multă vreme de atunci, dar iată că a venit momentul să-mi țin promisiunea, să-mi onorez promisiunea și să vorbesc despre cum am câștigat bani din pariuri. Mai precis, cum am reușit să am câștig sigur din pariuri, din pariuri sportive, da, ați auzit bine. Toate astea fără să urmăresc campionate, fără să urmăresc meciuri, fără să știu ce jucători se accidentează și ce nu. Nu, fără chestia asta. Și cum am reușit să pun la punct sistemul ăsta care mi-aducea, care îmi genera bani din nimic. Cred că sunt dator cu o explicație, și anume faptul că nu recomand și nu sunt un fan al pariurilor, nu joc la pariuri și nu recomand nimănui să o facă. Casele de pariuri sunt foarte bine făcute, gândite matematic, și oricât ai jucat tu, ele câștigă împotriva ta, împotriva mulțimii, ele tot timpul ies pe plus. Nu mi se pare că a juca banii la pariuri e o strategie de a face mai mulți bani. Știu că sunt unii oameni care se numesc pariuri profesioniști, oamenii ăia poate sunt în 0,5% din populație, 0,1% din populația care bagă la pariuri, așa că pentru majoritatea, șanse mari ca majoritatea care se uită să nu fie pariuri profesionist, așa că nu băgați la pariuri. Ceea ce o să prezint eu astăzi a fost mai mult un experiment pentru școală, să zicem. Un experiment didactic să vedem dacă putem să facem asta. A implicat foarte multă informatică, foarte multe skill-uri noastre de hackeri. Au trebuit să iasă la suprafață. Nu hacker din aia rău intenționați, hacker de treabă. Mulți oameni când aud de ideea de a face bani fără să facă nimic se ambalează și ideea e că nu vă imaginați că au ieșit cine știe ce bani. În niciun caz nu puteai să trăiești din banii aia sau să zici că era un venit substanțial peste ceea ce aduceai sau peste ceea ce te bazai oricum. Și deci nu recomand să faceți asta, e pentru că implică un risc destul de mare. Profitul, return-ul pe care îl primești undeva la 1% în majoritatea cazurilor. Deci ca să primești un dolar trebuie să joci 100 de dolari. Cu erori foarte mici de logică se pot pierde foarte mulți bani. Tocmai de asta nu recomand, să fie clar, nu faceți așa ceva acasă. Puțin context în spatele ăsta, din nou, cum spuneam, a fost un proiect cu scop didactic. Nu ne doream să ne îmbucățim din el în niciun caz și l-am început cu un prieten în urmă cu câțiva ani. Ne-am auzit de la cineva că se pot face bani din pariuri într-un mod sigur și evident că nu am făcut chestia asta manual și ne-am dat seama că eu și prietenul meu avem niște skill-uri destul de șmechere de a programa, de a pune la punct un sistem, și așa că ne-am apucat de treabă și am pus la punct sistemul care să plaseze pariurile astfel încât noi să avem câștig sigur. Ok, hai să intrăm în pâine acum și să explicăm conceptele din spate. Următoarea noțiune importantă de definit este conceptul de arbitraj. Ce înseamnă arbitraj? Practic putem să ne imaginăm casele astea de pariuri ca niște tarabe și putem să ne imaginăm faptul că cotele astea pe care casele de pariuri le afișează reprezintă niște prețuri. Reprezintă niște prețuri la care se negociază pariul respectiv. E bine, și având mai multe piețe cu mai multe prețuri, e ca și când te duce la roșii, știi, te duci să cumperi roșii și un preț o să aibă roșiile la București, un preț o să aibă roșiile la Craiova. Și ceea ce înseamnă arbitraj înseamnă că îi cumperi lucruri dintr-o piață la un preț și te duci și le vinzi mai scump în altă piață, astfel încât să rămâi cu profit. De exemplu, dacă roșiile la Craiova se dau cu 3 lei pe kilogram și la București se vând cu 4 lei pe kilogram, eu pot să mă duc la Craiova să cumpăr 100 de kg de roșii, dau 300 de lei pe ele și să vin la București să vând 100 de kg de roșii la 4 lei pe kilogram, să obțin 400 de lei și astfel să am profitul de 100 de lei. Asta înseamnă arbitraj. Am vândut dintr-o piață mai ieftină, am luat produsele de acolo, am cumpărat și le-am vândut într-o piață mai scumpă. Asta fac foarte mulți oameni pe Amazon, dacă ați văzut, că cumpără produse din China, prin AliExpress sau mai știu ce alte metode și le vând în America de 10 ori mai scump. Și asta e frumusețea arbitrajului și spun frumusețe pentru că poate pentru mulți pare speculă sau ceva așa, o mârcevie, dar de fapt e o modalitate de a ține piața reglată. Gen, dacă cineva la București pune monopol pe roșii și vine roșia cu 10 lei pe kilogram, atunci tu poți să vii la Craiova să echilibrezi piața, că boss, tu dai aici cu 10 lei, dar vine și ți-o dau cu 4 lei. Și așa păstrezi un echilibru pentru consumator. De asta se și numește arbitraj, pentru că tu ești un arbitru și penalizezi oamenii care sunt mult prea lacomi. Și asta facem și cu pariurile. Sunt case de pariuri care sunt mult prea lacome în ceea ce oferă, pentru că dacă privim casele de pariuri ca niște
piețe, ca niște tarabe, unde sunt afișate niște prețuri, putem să speculăm acolo, putem să aducem arbitraj în piețele, între piețele astea. Și mai ales în lumea de azi care este digitalizată și în contextul în care toate casele de pariuri îți oferă posibilitatea să pui pariuri online și în contextul în care cotele se schimbă foarte rapid, prețurile astea se schimbă foarte rapid, apar situații în care case de marketing nu-și updatează cotele cu ceea ce se întâmplă în piață. Și atunci apar fețe de timp în care o casă de pariuri uită să updateze prețurile sau cel puțin updatează cotele cu întârziere și apar decalaje între prețul unei case de pariuri și prețul real de la altă casă de pariuri. Și în momentul în care apar astfel de decalaje, se creează oportunitatea de a pune un pariu sigur. Pariu sigur astfel încât dacă pui sumele potrivite pe cotele potrivite, o să ai câștig garantat indiferent de rezultatul acelui eveniment. Să luăm un exemplu să ilustrăm. Avem exemplul ăsta cu un meci de fotbal, cu Chelsea vs Manchester United. Chelsea, echipa mea favorită, bineînțeles. Evenimentul ăsta e listat pe mai multe site-uri. Și ca să fie un pariu sigur, tu practic trebuie să ai acoperite toate rezultatele posibile ale meciului respectiv. Și într-un meci de fotbal ai 3 rezultate posibile. Ai win 1, câștigă echipa 1, ai egalitate, X-ul, și win 2, câștigă echipa 2. Și dacă luăm cota de victorie pentru Chelsea de la primul site de 2.3, dacă luăm cota de egalitate de la al doilea site 3.3 și dacă luăm cota de victorie pentru Manchester United de la ultimul site, ținem o posibilitate interesantă. Cotele astea au în ele o proprietate interesantă, și anume faptul că dacă găsim sumele potrivite pe care să le pariem, putem genera pariu sigur. Și astfel, spre exemplu, dacă punem pe victorie Chelsea $439 și dacă punem pe egal $306 și $254 pe victorie Manchester, vedem cum suma totală pe care o investim e de $1000, deci noi punem 3 bilete la pariuri, investim $1000, iar rezultatul în orice situație este undeva la $1010. Dacă câștigă Chelsea, noi primim $1010, și dacă se face egal, primim $1010, și dacă pierde Chelsea, primim $1010. Ceea ce înseamnă că față de suma noastră inițială de $1000, noi în orice situație ieșim cu $10 pe plus. Asta e returnul, ăsta e profitul nostru. Frumusețea aici e că totul depinde de matematică. Nu mă interesează câți jucători ai echipa respectivă, nu mă interesează cine s-a accidentat, nu mă uit în stele să ghicez rezultatul, nu mă uit la meciurile anterioare, nu mă uit la cu cine a mai jucat echipa, care e strategia de joc. Nu mă interesează, nici nu trebuie să știu fotbal, pentru că cifrele sunt acolo și funcționează. Ideea e că pariurile astea sigure există și apar în fiecare minut, în fiecare oră, în fiecare zi, sunt acolo. Problema e că sunt destul de efemere, adică apar și poate să dispară destul de rapid. Și atunci aici intervine nevoia de automatizare și asta a fost și ideea noastră, să automatizăm, să nu stăm manual să punem pariurile. Pentru că pentru a specula un astfel de pariu trebuie să pui 2 pariuri pe 2 site-uri diferite. Așadar ne-am așezat la masa de lucru și am început să băgăm câteva scripturi în Python care să ne automatizeze procesul ăsta de a pune pariuri. Și algoritmul merge în felul următor. În primul rând a trebuit să facem scripturile care scanau case de pariuri și ne trimitau înapoi cotele pe care le avea fiecare element în momentul respectiv. Apoi după ce obțineam cotele astea, trebuia să vedem dacă există o potrivire între ele și dacă, având un eveniment de la 2 case de pariuri diferite, puteam să găsim un pariu sigur în cotele lor. A trebuit să scoatem matematica din spate, care nu e foarte complicată, sunt câteva formule acolo ca să vezi dacă poți să ai sau nu profit și ce sume trebuie să pui și dacă te încadrezi în limitele pe care le ai și evident trebuie să ții cont aici și de comisionul pe care le ia casa de pariuri dacă ia comision. Sunt câțiva parametri acolo cu care te joci și iese o formulă care arată cam așa, dar nu o să intru în detalii pentru că v-am spus că nu vă recomand asta. Și apoi dacă este posibil, dacă găsești că se poate scoate profit din pariul respectiv, trebuie să te miști rapid și să pui pariul. Trebuie să ne definim scripturile care să pună automat pariurile, că doar noi era să ne trezim noi să punem pariurile. Și astfel trebuie să pui același pariu, să pui pariul cu sumele pe care algoritmul ți le scoate pe ambele case de pariuri și dacă totul se validează, dacă pariul a fost acceptat de ambele case de pariuri, ai câștig sigur, indiferent ce se va întâmpla. Dacă tu ai investit 100 de lire în chestia aia, sigur ceva profit se va întoarce la tine într-o formă sau alta. Sigur, probabil pare un proiect care e destul de trivial, așadar a întins destul de multe challenge-uri, în sensul că trebuie să obții tot timpul cotele proaspete, trebuie găsite și evenimentele care se repetă constant și care sunt predispuse unor fluctuații mai mari de cote. Aici poate să intervine niște riscuri. Intervalul ăsta de timp, din momentul în care tu ai detectat că pariul respectiv e sigur, până în momentul în care a pus să pui ambele pariuri, sunt câteva milisecunde, secunde, un interval de timp în care lucruri poate să se meargă prost. Se pot schimba cotele între timp și atunci pariul să devină din a fi sigur în a fi nesigur, sau poate să dea fail un script de pen și să nu mai reușești să interacționezi cu site-ul respectiv și atunci poate ai pus deja pariul într-o parte și
ești neacoperit în partea cealaltă. Iar în situații de genul trebuie să proiectezi un alt sistem care să dea contră, cum să mai pui încă un pariu care să minimizeze pierderile. Adică în loc să pierzi maxim 100 de lire, dai contră și risci să pierzi, minimizezi chestia asta la 10 lire sau la 5 lire și în felul ăsta ești mai câștigat. Cu siguranță a fost un proiect din care am învățat extrem de multe, pentru că au fost foarte multe limitări și trebuia să găsești soluții pe lângă limitele impuse atât de case de pariuri, cât și de constrângerile de resurse pe care noi le aveam la dispoziție. A fost un proiect în care, da, chiar am extras o grămadă de informație și sunt mândru de proiectul ăsta, pentru că a fost primul proiect care mi-a făcut bani din nimic. Adică, cumva, chiar dacă n-au fost mulți bani, cum spuneam, ieșea faptul că ieșea bani din ceva ce am proiectat eu cu degetele mele, a fost foarte satisfăcător să văd chestia asta. Din nou, nu recomand, 100% nu recomand să faceți asta. Mi-am dat seama că casele astea de pariuri sunt niște mașinării matematice foarte bine puse la punct, adică o să câștige tot timpul și o să te scoată din joc dacă au cea mai mică suspiciune că nu te-ai potrivit profilului lor sau dacă detectează ele anumite suspiciuni. Deci în niciun caz nu ai o șansă să știți pe termenul cu casa de pariuri. Sunt mașinării care scot bani și scot bani într-un mod foarte crud și exact matematic posibil. N-ai cum să le bați. Oricât de inteligent sau așa te-ai crede tu, au toate drepturile de partea lor. Au dreptul de a selecta clienții și îl exercită. Dacă nu îți convine, ești limitat. Acum trebuie să dați un subscribe, pentru că știu că v-a plăcut video-ul ăsta și o să mai fie și altele la fel și mult mai șmechere. Eu sunt Cristi, vă mulțumesc că v-ați uitat. Nu uitați să dați thumbs up și acum am ieșit. Pa, pa!